Universitatea din Craiova a fost timp de 3 zile gazda delegației Universității de Stat din Tiraspol. Pe parcursul vizitei au avut loc mai multe întâlniri pe domenii de studiu cu reprezentanții ai Universității din Craiova, dar și cu studenții din Republica Moldova care deja studiază în Bănie. Cel mai important moment a fost astăzi, când s-a semnat un acord bilateral între cele două instituții de învățământ superior, prin intermediul căruia să fie construite legături didactice și de cercetare solide. Au fost întâlniri extrem de fructoase, întâlniri la nivelul managementului universitar, dar și pe domenii, pe principalele domenii care există, sigur, în cele două universități: chimie, fizică, matematică, informatică, biologie, geografie, litere, științe ale educației. În aceeași măsură, în afară de această colaborare academică, deci pe parte de învățământ, vom încerca să impulsionăm și colaborarea la nivelul schimburilor de studenți și mobilităților studențești și ale cadrelor didactice și, bineînțeles, o colaborare pe palierul de cercetare. Practic, în afara acestui acord cadru de colaborare, vom mai semna astăzi și un acord separat între Universitatea de Stat din Tiraspol și Universitatea din Craiova prin INCESA. Deja am discutat cu domnul rector și colegii de la Chișinău. O parte dintre cadrele didactice ale acestei universități vor deveni cercetători asociați onorifici ai Universității din Craiova și vor lucra pe partea de cercetare prin intermediul INCESA pe proiecte punctuale, atât cu companii din România, din Craiova, din regiunea Oltenia, cât și cu companii din Moldova. Noi am avut posibilitatea să ne întâlnim cu factori din administrația universității și din cadrul facultăților, a departamentelor concret, pentru a da posibilitate ca deja la nivel interpersonal să dezvoltăm unele relații pe domenii concrete, care este speranța noastră că vor fructifica și vor da continuitate unor altor idei care vor genera deja în cadrul colaborărilor bilaterale interumane. Sperăm, așa cum am spus-o de mai multe ori, că acest acord cadru de bază va servi doar ca o platformă pe care vor apărea diferite anexe la acordul de bază, reieșind din relațiile dintre subdiviziunile celor două universități partenere. Dorim ca ceea ce este expus pe aceste câteva pagini din protocol să devină o bună colaborare în continuare și să se dezvolte și în alte domenii, dar principalele domenii, desigur, este cercetarea, instruirea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale și inovaționale ale tinerilor care sunt așteptați pe piața muncii în Republica Moldova și România. Derularea acordului se înscrie în seria activităților dedicate centenarului de către Universitatea Doljană. Evenimentele vor continua în luna aprilie cu decernarea titlului de doctor honoris causa președintelui Academiei din Republica Moldova. Suntem în anul centenarului Marionir și încercăm să strângem legăturile între noi, românii din cele două, de pe cele două maluri ale Prutului. Va urma în luna aprilie un alt eveniment în același context, decernarea titlului de doctor honoris causa președintelui Academiei din Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol a fost transferată temporar la Chișinău din cauza conflictului transnistrean, aceasta fiind în prezent singura universitate europeană refugiată.